că las. Am stat și te-am privit dormind, era în zori. Când în brațe mei săriți, îmbrind, o știu. De la cafea, ore șir vorbind. Și am decis că e vremea să îți spun ce simt. Ești mai frumoasă ca oricând acum. Și realizez că sunt un om mai bun de când ai zis că tu admiri felul meu de a fi. Ce scriu că sunt ca aerul, am vrut să fiu cel ce te face fericită cel mai mult de atunci. Și cel pe care îl rănești când plângi. Hey, cât a trecut și încă mai umblăm târziu. Ne regăsim în ce e simplu. Știu că e un film, că mâncăm, cumpărăm ceva, că zboară perne sau fugim într-o vacanță. Da, avem probleme ca și alții noi. Însă iubirea e un joc ce îl câștigi în doi. Aș vrea să treacă anii așa. Cetățene Păcurar Cătălin, de bună voie și nesilit de nimeni, e în căsătorie pe cetățeana Alexandru Mihaela? Da. Cetățeana Alexandru Mihaela, de bună voie și nesilită de nimeni, e în căsătorie pe cetățeanul Păcurar Cătălin? Da. În urma consimțământului liber exprimat de dumneavoastră, vă declar căsătoriți. Constat că au fost îndeplinite condițiile cerute de lege pentru încheierea căsătoriei și vă fac cunoscute următoarele dispoziții din Codul Civil. Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimțită între soți, pe egalitatea acestora, precum și pe dreptul și datorirea părinților de a asigura creșterea și educarea copiilor lor. Familia are dreptul la ocrotire din partea societății și a statului. Statul este obligat să sprijine prin măsuri economice și sociale încheierea căsătoriei, precum și dezvoltarea și consolidarea familiei. Soții își datorează reciproc respect, fidelitate și sprijin moral. În numele Consiliului Local Balotești și al meu personal, vă doresc o căsnicie fericită, presărată cu loialitate, respect și multă iubire. La mulți ani și casă de piatră! Să-i aplaudăm. Acum trecem la semnături. Începem cu domnul Păcurar Cătălin. Vă rog, în primul exemplar și după ce semnați, vă uitați și la aparatele de filmat și foto. Dumneavoastră mai aproape de dânsul ca să vă uitați dacă semnează sau nu semnează. Dacă tot dumneavoastră, așteptați puțin dacă e semnătura dânsului. Este, nu? Este. Nu e falsificat. Acolo pentru certificatul de căsătorie, pentru un livret de familie în registru acesta. Uitați aici. Și mai aveți încă o semnătură, tot pentru certificatul de căsătorie în registrul desfășurător. Și o să fie aici desemnat. Atât, acum dumneavoastră, cu noua semnătură. Vechea semnătură. Probabil, da. Acolo. Și aici, în al doilea exemplar, și vă uitați și la domnul. Atât dumneavoastră, primul martor, domnul Hașegan Miron Bogdan, vă rog, la martor numărul 1, acolo, și vă uitați și la aparate, și în al doilea exemplar, și domnișoara Alexandru Andreea Elena, aici, în primul exemplar. Vă uitați și dumneavoastră la aparate. Și în al doilea exemplar.
Atât? Dacă dumneavoastră de vă felicitați reciproc, vă sărutați. Vă felicită și nașii. Haideți, nașilor, felicitații. Vă felicit și eu. Felicitări ca să le piață tot ce vă doriți. Felicitări. Actele noastre să vă poată noroc. Felicitări ca să le piață, să fiți sănătoși, să vă iubiți mereu. Și acum de vă felicitați cu ceilalți. Vreau să-mi strâng, da, mulțumesc frumos. Noi copii, că sunt părinți spirituali. Dacă nu-mi promiteți,